Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Stresul este principala cauză a îmbolnăvirii minerilor, iar această categorie de muncitori se teme mai mult ca oricând că își va pierde locul de muncă. Cei mai mulți sunt unici întreținători de familie, au copii ce au nevoie de sprijinul lor și foarte mulți se tem să nu greșească ceva. Acum, când au loc și disponibilizări de personal, minerii sunt și mai afectați și specialiștii caută soluții. Se tem că mâine nu mai au unde lucra, că rămân fără servicii și pentru că sunt singuri întreținători de familii, situația devine gravă, comparativ cu cea de la nivel european. Mai mulți specialiști în psihologia muncii, dar și inspectori ITM, au elaborat un studiu și rezultatele sunt grăitoare. Principala sursă de stres a lor este faptul că nu au siguranța locului de muncă. Dacă în Uniunea Europeană și acolo e principala sursă de stres și 72% din europeni percep stresul, principala sursă de stres, nesiguranța locului de muncă. La noi, în minerit, muncitorii percep 86%, iar factorii de decizie, 96%, consideră ca principală sursă de stres nesiguranța locului de muncă. Lipsa materialelor este pe locul 2, 65,38% consideră ca sursă de tensiune. După aceea, sarcinile multiple, ambiguitatea rolului, adică omul trebuie să facă de toate, să se descurce, mai ales datorită faptului că sunt din ce în ce mai puțini cei care lucrează efectiv la locurile de muncă și din cei puțini rămași, de foarte multe ori, specialiștii au plecat. În minerit, siguranța locului de muncă este dată și de respectarea legilor și a normelor de protecție a muncii. Dar doar jumătate dintre mineri cred că regulile trebuiesc respectate cu strictețe și fără abateri. Asta pentru că legile în minerit s-au scris mereu cu sânge. Peste 53% consideră că sub nicio formă nu trebuie încălcată legislația. Adică pe acești oameni ne putem baza. Dar pe de altă parte, cei care au rămas, deci aproape un sfert dintre cei care au fost intervievați, consideră că normele nu trebuie neapărat respectate și nu pot fi respectate ca să dea producție, iar 25% chiar nu interesează dacă se respectă sau nu se respectă. Mai mult de jumătate dintre cei care lucrează în minerit sunt unici întreținători de familii și au copii de care trebuie să aibă grijă, iar 25% sunt necăsătoriți și siguranța locului de muncă este prioritară. Banii sunt puțini și le este teamă că mina se va închide. De aici stresul și bolile de inimă tot mai dese. Inspectorii ITM mai spun că până în anii disponibilizărilor, minerii mureau pentru că nu se respectau normele de protecție a muncii și din diverse erori, dar acum sunt probleme grave generate de stres. Până în momentul în care s-a început reorganizarea, restructurarea, până în 97, noi nu am avut nicio cercetare de deces la locul de muncă care să nu aibă legătură cu condiții, deci cu locul de muncă, deci care să nu fie accident de muncă propriu-zis. După 97, practic, accidentele au scăzut și aceste evenimente au crescut și am avut de-a face cu cercetări care au condus la cauze de natură, v-am spus, afecțiuni cardiovasculare care sunt strâns legate de stres, decese care au avut cauze intoxicație cu alcool etilic din cauza băuturii, care are și tot legătură cu stresul. Am avut suiciduri, cazul de suicid la locul de muncă, care tot legat de stres. Deci este clar că în timp aceste afecțiuni care sunt strâns legate de stres, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni neurologice, afecțiuni psihice, suiciduri, consum de alcool, toate acestea au crescut foarte mult. Minerii nu mai au încredere în cei care îi conduc, iar acest lucru a fost scos în evidență de specialiștii care au cerut celor din conducerea unităților miniere să ia măsuri. Aproximativ 800 de persoane vor rămâne fără loc de muncă până la sfârșitul acestui an. Cei mai mulți dintre disponibilizați provin din domeniul minier și energetic, respectiv de la Complexul Energetic Hunedoara și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, aproape 800 de persoane vor fi concediate colectiv din cadrul firmelor hunedorene după 1 decembrie. S-au anunțat per total județ în jur de 780 de disponibilizări, nu neapărat disponibilizări, concedieri colective. Mare parte din acest număr revine Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului și Complexul Energetic Hunedoara. Noi, ca și Agenție Județeană de Ocupare, avem datoria de a oferi serviciile de preconcediere. Urmează să vedem exact cifra începând cu 1 decembrie.
În fapt, s-au anunțat 780 de disponibilizări prin concedieri colective de personal. Dintre acestea, CEH ar putea disponibiliza de la 1 decembrie 341 de angajați, iar de la SNMVJ vor fi concediați colectiv aproximativ 250 de salariați. Alte firme din județ care au anunțat că vor face disponibilizări colective de personal începând cu luna decembrie sunt cele care activează în construcții, ori se ocupă de reabilitări de drumuri. De vineri, toate facturile emise pentru consumul de apă de APA Servale Jiului vor avea un fluturaș din care populația va afla cât costă apa și de ce s-a ajuns la acest preț. Costel Avram, directorul general al firmei, spune că toate acestea fac parte din programul de îmbunătățire a relației cu clienții și că pe viitor restricțiile vor fi anunțate prin SMS sau e-mail dacă beneficiarii își dau datele la sediul firmei. De ce apa costă 4,22 de lei metrul cub? Cât crește prețul cu canalizarea și TVA-ul? Ce investiții s-au făcut și câte se vor mai face? Toate acestea sunt informații pe care populația din Valea Jiului le va afla vineri, atunci când vor ajunge în posesia facturilor la apă. Decizia a venit din partea directorului general Costel Avram pentru a lămuri scandalul iscat politic pe tema prețului apei în această zonă. Facturile din luna aceasta, care de mâine încep să fie împărțite, vor avea pe lângă factura propriu-zisă și acele date concrete pe care noi vrem să le aducem ca oamenii să cunoască exact care este situația la APA Servale Jiului, care este politica tarifară, cine face politica tarifară, cât este metru cub de apă în Valea Jiului. În plus, pe lângă aceste date, aflăm din fluturașii informativi cum s-au investit banii luați de la Uniunea Europeană și cât se vor mai investi, iar lucrările ce se realizează cât vor dura. Mai mult, pentru că nu se poate lucra fără restricții către populație, oamenii vor putea fi informați prin SMS sau prin e-mail dacă își dau datele personale atunci când se ia apa în zona în care locuiesc. Am luat decizia împreună cu colegul Donisă de la exploatare să inventariem și să facem un inventar al celor care au contract cu noi și să vedem exact dacă ne pot da numerele de telefon pentru a le folosi în interesul lor și adresele de mail. De exemplu, se ia apa pe Aleea Poporului. Cei care au în baza noastră date numărul de telefon, pot primi un SMS și să spună că în data cutare, de la ora 7 până la ora 14, va fi sistată apa. În plus, conducerea APA Serv Valea Jiului promite că va îmbunătăți și relația cu publicul care ajunge la ghișeele la care achită facturile. Angajații au fost informați să se poarte civilizat și să discute cu fiecare client în parte, indiferent de problemele pe care ei le ridică. Deși la nivel național s-a discutat și se aprofundează ideea organizării de alegeri anticipate, părerile hunedorenilor vis-a-vis de acest subiect sunt împărțite. Chiar dacă nu sunt în totalitate de acord cu ceea ce se întâmplă la nivel național, hunedorenii nu privesc tocmai cu ochi buni posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Și asta pentru că mare parte dintre ei fie s-au săturat de actuala guvernare, fie nu știu la ce să se aștepte de la noi veniți. Să fie alegeri anticipate sau nu? Știți ce doresc eu? Să mă mai ține Dumnezeu încă 2 ani. Deci, cu restul ce o fi, aia o fi. Nu, în restul cu ăștia, să dea Dumnezeu să le dea mintea de din urmă și să facă lucruri bune. Ar fi necesar totuși să se întâmple alegerile mai repede decât? Nu, după mine nu. De ce? Păi cred că intrăm într-o dezordine, într-o de bandă, mă gândesc așa, după mine, nu. Ați fi sau nu de acord cu alegeri anticipate? Păi nu, că nu-i momentul acum pentru alegeri anticipate. Așteptăm să vedem ce o fi și după aceea, că dar s-a tot vorbit că nu e momentul pentru alegeri anticipate. O știu, nu sigur, eu nu mai am încredere în asta. Ce v-a adus această neîncredere? Nimic așa, mie personal, da? Nu mă mai pronunț, nu mai fac niciun pronostic. Este azi alunecoș. Spuneți-ne și nouă dacă ați fi de acord cu organizarea de alegeri anticipate. Cum să fiu cu alegerea anticipate? Ați fi de acord cu organizarea de alegeri anticipate? Ar trebui. Credeți că ar trebui făcute mai repede alegerile decât când ar fi ele preconizate? Ar schimba cu ceva aceste alegeri anticipate?
Păi, cred că ar schimba. Dar voi, tineret, ori trebui să faceți ceva. Dar totuși, fără hâia mai bătrâni, care au trecut prin multe, încă nu puteți, cred. Trebuie să aveți ori în familie, ori în familie, ori în neamuri, ca să vă învețe ceea ce trebuie să faceți. Ce v-ați dori dumneavoastră de la noul guvern? Eu ce să mai doresc la niște? Sănătate de la Dumnezeu, îmi doresc că ei te nu ne pot da. Ați fi de acord cu organizarea de alegeri anticipate? Da. Pe ce motiv? Da, motivele sunt evidente, nu? Sunt evidente. Nu aș vrea să folosesc cuvinte foarte dure, dar aceste, totuși, javre trebuie să plece. Este obligatoriu. În momentul de față, ceea ce se întâmplă este peste puterile de înțelegere a unei minți normale. Depășește limita. Ce v-ați dori de la guvernul cel nou? În primul rând, guvernul trebuie să aibă grijă de țară, nu? Inclusiv, deci, având în vedere că fac parte din această țară, doresc să-mi fie mie bine. Pe mine nu mă interesează cine conduce. Eu vreau să-mi fie mie bine. Totuși, statisticile arată cu totul și cu totul altceva. Potrivit unui sondaj publicat pe site-ul hunedoaraplus.ro, 48,42% dintre cei care au răspuns vor alegeri anticipate. 44,79% nu vor, iar 6,78% dintre cei care au participat la acest sondaj au preferat să spună nu știu sau au refuzat să răspundă. Dacă porțiunea de la intrarea în municipiul Lupeni a fost reabilitată recent, acum a venit rândul parcelei de 1 km de la ieșirea din localitate. Vremea este mai bună și acum se lucrează în acest loc, în care se toarnă covor asfaltic. Urmează apoi și alte străzi, dar și câteva trotuare. Lucrările se desfășoară la ieșirea din Lupeni, înainte de legătura cu orașul Uricani, pe o porțiune de drum care nu a mai fost reabilitată de ani buni. Cornel Rezmeriță s-a aflat joi dimineață la fața locului și a urmărit stadiul lucrărilor. Îmi pare foarte bine că am ajuns să reparăm și această porțiune de drum și nu numai această porțiune de drum, se mai repară și drumuri lătularnice bulevardului. În acest moment, în reabilitare, în Lupeni, au intrat 16 drumuri. În această etapă vor mai fi cuprinse și străzile din mai multe cartiere, dar și trotuarele. Ținând cont că de ani de zile partea de vest a orașului n-a fost reabilitată, a fost necesar și obligatoriu să facem acest tronson de legătură între Lupeni și Uricani, care rămăsese o porțiune de 1 km neasfaltată. Acum se pune asfaltul de grosimea corespunzătoare și calitatea care chiar pe noi ne mulțumește pentru acest tronson de drum. Dacă vremea ne va ajuta, sperăm că și trotuarele pe partea dreaptă, cum coborâm spre Petroșani, să le putem reabilita, începând de la blocul 5 Bărbăteni până la intrarea pe Calea Brăii. Asfalt se va turna și în curtea spitalului din Lupeni, acolo unde lucrările sunt programate să înceapă de vineri dimineață. Asta după ce aici s-a reușit reabilitarea arterei ce face legătura între unitatea medicală și bulevardul principal. 8 femei, o piesă de teatru polițistă, se joacă sâmbătă într-o atmosferă de Crăciun pe scena de la Petroșani. Va fi o poveste frumoasă despre care actorii nu au vrut să facă multe dezvăluiri, dar regizorul Gelu Badea a promis că ne va încânta. Suzon, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Tatăl tău nu mai avea bani. Mami? În afară de mine nu știe nimeni. Am vrut să-i fac cadou drept mulțumire pentru găzduire, acțiunile pe care le primisem de la unchiul tău, colonelul. M-a refuzat și mi-a spus, păstrează-ți banii, oricum nu pot să scap de faliment. Așa că, să nu-l fac de râs în fața întregii familii, am decis să spun că eu sunt cea care nu vrea să-i le dea. Și pe urmă, ce ai făcut, mami? Nimic. 8 femei, un Crăciun și o poveste interesantă ne așteaptă sâmbătă pe scena teatrului din Petroșani, acolo unde se va juca piesa scrisă de Robert Thomas. Izabela Badovici, Oana Liciu Gogu, Oana Crișan, Amelia Toaxen, Bianca Holobuț, Corina Vișinescu, Irina Bodearadu și Nicoleta Niculescu ne așteaptă să le fim alături, pentru că fiecare dintre ele are propria ei poveste pe care să o trăim la maxim. Pot să vă spun că publicul va vedea o poveste de Crăciun, o poveste interesantă care le va da de gândit și ne va da de gândit tuturor. Vor vedea 8 femei, 8 caractere și
Ce se poate întâmpla într-o familie într-o noapte de Crăciun? Unul dintre personaje este interpretat de Oana Crișan Niculescu, iar în noaptea de Crăciun o regăsim și pe ea alături de bradul împodobit. Eu sunt Augustin, sora lui Gabi, stăpâna casei. E un personaj colorat, plin de farmec și e una dintre femeile nebune din casa asta. Spectacolul fiind despre ce se poate întâmpla într-o casă unde nu mai e niciun bărbat, doar 8 femei. 8 femei, Crăciunul și un mort în casă face din piesa de teatru o acțiune de-a dreptul polițistă, iar regizorul spune că nu trebuie să ne așteptăm la o piesă clasică. E ceea ce numește orice specialist o piesă polițistă. O întâmplare care are loc în preajma Crăciunului, 8 femei cărora li se întâmplă ceva. Nu e ca Hamlet, nu e ca Dama cu Camelii, nu e ca alte spectacole care au fost aici. Este e o altă formulă de spectacol pe care am încercat să o aducem la un nivel artistic cât mai ridicat. Așadar, sâmbătă, începând cu ora 18, pe scena de la Petroșani, are loc premiera piesei 8 femei și suntem așteptați în sala de spectacol alături de actorii de aici. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30 să aveți parte de o seară cât mai bună.